este doliu imens în România. Universitatea Maritimă din Constanța, UMC, este în doliu, după decesul directorului general al instituției, Laurențiu Sârbu. Din păcate, Laurențiu Sârbu a murit într-un spital privat din București, unde a fost internat în urmă cu ceva timp, din pricina unor probleme de sănătate, amintim că avea doar 62 de ani și se afla la conducerea UMC de 2 ani. Anterior, a activat la Universitatea Ovidius din Constanța însă, din cauza unor neînțelegeri cu Marcel Iliescu, a ales să părăsească echipa, notează Replica Online.ro. Dumnezeu să-l odihnească în pace!